Bine v-am regăsit la Zoom pe literatura română. Perioada de izolare ne-a schimbat ritmul vieții și ne-a dus în situația de a ne limita opțiunile sau de a ne gândi prioritățile. Nu putem trece peste un astfel de moment fără să ne întrebăm cum ne-a schimbat și cum va schimba noua ordine a lucrurilor. Invitata noastră de astăzi este scritoarea și arhitecta Angelica Stan. Cel mai recent volum al autoarei a apărut în 2018, la editura Paralela 45, Produse Miraculoase. Mulțumim pentru participare! Și eu vă mulțumesc! Vom începe așadar cu starea de pandemie. Cum a fost această stare de urgență? Ați reușit să vă adaptați? Cât de greu v-a fost? A fost destul de greu, mai ales că am început așa cu o stare de panică. A fost extrem de... Probabil că nu eram chiar la curent cu știrile din lume privind China și... pentru că am fost chiar foarte surprinsă de debutul acela, care cred că a surprins pe toată lumea. După aceea, cumva, încet, încet, cred că am metabolizat un pic ciudățenia, nesiguranța, toate transformările care se vedeau cu orașele, cu oamenii. Mi s-a părut la un moment dat chiar că e un soi de privilegiu, nu? Să trăim atâtea într-o viață de om, cu tremure și așa mai departe, revoluție, un privilegiu că trăim și asta și în același timp privilegiul ăsta e cumva o, așa, o sarcină, o obligație de a o duce și pe asta, nu știu, de a ne adapta. Pare că e o încercare, încă o încercare cumva. Și am încercat să-mi folosesc timpul dintr-o dată parcă disproporționat de mare în raport cu față de cum era cu doar câteva săptămâni în urmă, față de, să zic, una martie, față de celelalte luni, de obicei luni foarte încărcate. Am încercat să captez cumva cât mai bine cu mijloacele mele, adică scriind ceea ce se vedeam că se petrece cu oamenii, cu orașul, cu natura, cu acea primăvară, mă rog, specială, dar și cu diferite discursuri publice. Am văzut cum se instaura așa treptat un limbaj excesiv al precauții, al arertei, al suspiciunii acestea permanente, ceva care mi s-a părut extraordinar de greu de metabolizat și în același timp provocator. Ce ați citit în izolare? Ați comandat cărți în print sau doar ca e-book? Sau ați apelat și la unele și la altele? Și la unele și la altele. Mai întâi am avut stocul de rezervă, să spun așa, pe care l-am atacat în primele săptămâni. Chiar la începutul și eu obișnuiesc să citesc în paralel, cumva. Oricum, am citit mai puțin decât mi-aș fi închipuit că pot citi într-o perioadă când nu am activitatea curentă, dar au venit alte activități și am citit mai puțin decât mi-aș fi închipuit. Citeam la început și a fost cumva ciudat, așa, că citeam în paralel Arșița lui Cosmin Perța, care și ea o viziune distopică, și Viața sălbatică a lui Richard Ford. Și acolo o chestiune de panică, de, mă rog, de catastrofă. Apoi am mai citit povestirile lui Nabokov, care mi-au plăcut foarte mult în traducerea Veronicăi Niculescu. Am citit Sonia ridică mâna, de la Vinia Braniște. Promisiunea zorilor era începută mai de mult și o lăsasem când am revenit la ea. Când pandemia era în vârf, am zis, acum e momentul să citesc o restanță pe care o aveam la Tudor Ganea, romanul 8, care e adevărat destul de tare, așa, pentru o astfel de atmosferă. M-am bucurat că l-am terminat. Mai citesc și lucrări dintre acestea, eseuri și tot așa, începută mai de mult și terminată în perioada pandemiei, a fost acest Postumanul al lui Rossi Braidotti, o carte care trebuie citită, trebuie, mă rog, citită și conspectată, să spun așa. Și sigur, toate acestea presărate cu poezie, am simțit nevoia de ceva solid, o întoarcere cumva la lecturi mai vechi. L-am recitit pe Constantina Băluță, pe Angela Marinescu, pe Nora Iuga,
un poet spaniol tradus de Constantina Băluță, Cesar Vallejo, poeme în proză. Și acum citesc Teoria apropierii lui Bogdan Răileanu. Și o antologie de poezie italiană, Lido, apărută la, nu știu titlul, dar e apărută recent. Am comandat în print cărți mai cu seamă din cele pe care nu prea le găsesc așa în librării. În general, când e să citesc de plăcere, prefer cartea pe hârtie, iar cărțile e-book sunt mai mult cele de specialitate, care sunt și mai scumpe și nici nu vreau să găsesc. Și cred că ponderea a fost înspre cartea pe hârtie, ar fi să, ponderea dominantă, dacă ar fi să fac o pondere. A fost benefică izolarea pentru scris sau v-ați putut reapropia de vechi proiecte temporar abandonate? Vom publica de altfel din jurnalul dumneavoastră de izolare într-un volum colectiv. Da, am reacționat la provocare, cum spuneam, și n-aș putea să spun neapărat că am continuat proiecte mai vechi, dar impulsul ăsta de a capta ceea ce se întâmplă a fost destul de puternic și a fost un moment când am verificat, deși știam asta, dar am verificat că este scrisul pentru mine chiar un mod de a rezista, un mecanism de apărare și de înțelegere în același timp. Chiar a funcționat și m-a ajutat mult că am reușit să țin acel jurnal. Adică, acum, proiecte vechi, nu pot să mă laud prea tare, pentru că chiar înainte de pandemie încercasem să public un volum de poezie. Era trimis la o editură de la care am primit răspuns negativ, mai fusese trimis la altă editură de care de asemenea nu avea un plan pentru poezie și răspunsul a fost negativ. Eram, deci, un proiectul vechi destul de down, așa, într-un moment de rută și asta a fost foarte important pentru mine, că am reușit să mă întâlnesc cu Constantina Băluță chiar în mijlocul februarie, foarte puțin înainte de pandemie. Eu i-am scris pe mail, ne mai am în contact cu dânsul decât, mă rog, la distanță, așa, la câteva lansări la care am fost, dar fără să îl cunosc personal, dar voind de la dânsul o părere și, mă rog, un sfat de orientare legat de acest volum. Nici nu speram, de fapt, să-mi răspund atât de repede, mi-a răspuns neobișnuit de repede, ce neobișnuit pentru mine. Și m-a încurajat și lucrul ăsta a fost cumva un ajutor în sensul acesta de a mă conecta în timpul pandemiei cu scrisul și de a putea să scriu. Că de obicei nu scriu cu foarte multă ușurință sau nu mă organizez ca să am un output atât de rapid, mai ales într-o situație de criză. Nici în situații mai obișnuite nu pot asta, dar aminte. Da. Deci asta au fost niște conjuncturi, să spun așa. Dar care v-au îndreptat către scris și este foarte bine. Ați vrea să ne citiți ceva, poate din jurnal sau poate din volum de poezii? Da. Din jurnal am să citesc, sigur că mie sunt cele mai proaspăte. Iată, am să citesc poemul Paranoia, scris în data de 2-5-2020. Dacă totul e infectat, atunci lumea asta nu e decât un poem, scris de toți deodată, dintr-o singură suflare. Atâta vreme cât oricare dintre noi poate infecta pe oricare dintre noi, e ca și cum am locuit într-o gigantică floare. Polenul ei e pe toate falangele omenirii. Imunitatea o învățăm ca pe o limbă străină. Unii o prind mai repede, alții niciodată. Frica însă rămâne acolo, în ambalajul ei original. Ne suspectăm reciproc de încălcarea
legilor confuziei, de păcatul mortal al logicii. De la o vreme însă e liniște în trunchiurile teilor. Primăvara lor este matematic blocată. Și un pic în alt ton, poemul Va fi bine, din 24 aprilie 2020. Va fi bine, vom ieși din case, dar nu vom ieși din noi. Nu vom ieși nici de cum în afară, ci doar din interior, într-un alt interior, hașurat din 2 în 2 metri. În spațiul gri, fidat de răsuflările semenilor, va fi clar, va fi bine. Vom locui într-un plămân decontaminat, vom întinde o mână virtuală și asta va fi destul pentru doi oameni inteligenți. Iar cine va ieși cu adevărat în afară, va fi desigur un paria, va fi bolnav și va ajunge într-un câmp cu ierburi abia înflorite. Va trăi acolo singur, printre albine și greieri, în acel loc, fără întoarcere, se va otrăvi continuu cu frumusețe. Cam atât. Mulțumesc și eu. Abia așteptăm să le citim în print. Și eu. Aș vrea să vă întreb cam cât timp ați petrecut pe zi pe Facebook sau alte rețele de socializare în această perioadă? Pe Facebook. Au fost zile când am stat mai mult, altele deloc. Au fost zile când pierdeam noțiunea timpului. Știam foarte exact ce am de făcut în ziua respectivă și lucrul ăsta distorsiona foarte mult, dar nu aș ști să fac chiar o medie. În general, dau seama, am un instinct așa al urgenței, care mă ridică aproape fără voia mea din activitățile acestea mâncătoare de timp și care nu sunt neapărat folositoare sau, mă rog, nu am un sistem al postării pe Facebook sau al întreținerii unei pagini, un blog, n-am avut niciodată un blog, visez la asta, dar nu cred că o să reușesc. Nu știu, e uneori și un dezavantaj lucrul ăsta de a nu te lăsa absorbit de mediul ăsta total. Deci cred că am stat destul de puțin fragmentar așa și cred că asta e cam așa e stilul meu. Mi-aș dori unor să fiu mai leneș așa, să mă las dusă mai mult. Sunt cam prea activă. În perioada asta așa am fost și în general așa cum sunt. V-ați dezmințit starea, personalitatea. V-ați dezmințit personalitatea, ați rămas la fel de activă. Nu s-a schimbat, cred, prea mult din asta în perioada pandemiei. Pentru că ați de blog, că ați vrea să aveți un blog, despre ce ați scrie? Cred că ar fi legat de poezie. Nu neapărat să postez jurnal poetic sau de genul ăsta, dar încă nu văd o totală contradicție, deși așa se spune că a pune poezie pe Facebook e ceva care discreditează aproape. Eu am văzut și bloguri destul de consistente și la care m-am și întors ca să mai revăd anumite postări de acolo. Cred că dacă e să te dedici și lucrul ăsta, poți să aduci lucruri interesante și poate fi chiar o variantă la ceea ce oferi ca scriitor în print. Chiar dacă sunt texte de atelier sau lucruri care după aceea se perfectează, poate fi un loc fascinant pe care să-l vadă mai ales cei mai tineri, cei în formare, care vor să înțeleagă cum ajungi la un anumit text. Da, cred că asta aș face dacă aș avea timp. Un blog, un atelier la vedere. Este foarte interesant și cred că ți atrage mulți tineri dornici de scris poezie și de citit poezie. Poate veți găsi timpul necesar și o să se împlinească acest vis.
Ați păstrat declarațiile pe proprie răspundere? Da, le-am păstrat și le-am păstrat mai ales pe cele cu ștersături, pentru că nu vreau să le printam și nu vreau să printez așa de multe, fiecare zi alta cu altă dată, și am șters și am scris data de mai multe ori la fiecare ieșire. Nu am fost oprită de nimeni, așa că dacă au fost și zile când mi le-am uitat acasă, când am uitat declarația acasă și puteam lua amendă, dar da, am păstrat, dar nu pe toate, câteva din ele. Putea fi un jurnal de călător în pandemie. Da, călătorile au fost scurte, mai până la cursul blocului și peste drum până în parc, foarte scurte. Și mereu aceleași. În ultima perioadă am putut participa virtual la spectacole de teatru, am putut cutreiera cu pașii în minții biblioteci, am făcut tururi vizuale prin muzee, am văzut documentare, felurite spectacole ținute în arhive. Aș vrea să vă întreb dacă v-ați adaptat valului de vizual din această perioadă. Am fost surprinsă și cumva așa la fiecare descoperire că încă o bibliotecă, încă un muzeu deschide porțile, dar probabil tocmai din comportamentul ăsta meu hiperactiv nu am luat, recunosc prea mult din oferta asta. Am făcut un experiment cu turul Louvre-ului pe care l-am văzut cu niște ani în urmă, destul de mulți, pe când eram studentă, atunci l-am vizitat ultima oară, și acum, făcând același tur, am fost foarte dezamăgită, adică evident că nu puteam să regăsesc starea aceea din urmă cu 20 ceva de ani, dar mai cred că totuși experiența asta muzeală nu poate fi completă doar stând și vizualizând online lucrările respective, pentru că e o experiență mai amplă. Și ca toate experiențele în care e implicată și arhitectura clădirii respective, pe care trebuie să o simți, să o înțelegi mergând prin ea, altminteri cred că este totuși o mare pierdere. E și un câștig, poate, știu, ca informație pură, dar din punct de vedere al unei experiențe muzeale, la asta mă refer în primul rând, bine, cu bibliotecile e altceva, că poți să downloadezi cărți electronice sau așa, asta e într-adevăr de cu tot altă factură, dar ca experiență muzeală, personal, cred că se pierde mult prin oferta aceasta virtuală, e doar poate ca un fel de promovare a muzeului respectiv, care într-adevăr așa poate ajunge mai ușor la consumatorii lui. Plus că în perioada asta, nu știu, acasă, în fotoliu, între două știri care anunțau morți și infectați, consumul ăsta de artă, chiar și de spectacol, nu am, eu cel puțin n-am putut să fiu prea, cum să spun, atentă în totalitate. Mă bucuram că există, dar pentru alții, cumva, n-am putut să mă adaptez foarte repede la povestea asta. Dar cum a fost cu școala online? Cum a fost cu studenții? Va căpăta școala online o pondere în viitor? Cu siguranță va căpăta o pondere, s-a văzut. Într-adevăr, noi am lucrat continuu cu studenții, adică a fost o activitate constantă și a fost chiar eficient. Am observat, s-a observat nu numai de către mine, s-a observat că este mai bine gestionat timpul. Ne-am reuitat pe conținuturi și tocmai pentru că ne-am reuitat pe ele și le-am adaptat, ele au devenit mai eficiente. Da, este o comunicare, să spunem, mai eficient. Am făcut tot ce făceam și în direct, prin interacțiune directă, am corectat desene, am corectat lucrări, am râs, am glumit, am desenat, am făcut tot felul de lucruri. Dar, din nou, pot să zic că un lucru s-a atins până la încheierea, deci procesul didactic, să zic așa, a mers, dar
iarăși, ceva s-a pierdut. Ceva din învățare care ține foarte mult de, inclusiv de defectele interacțiunii fizice, din acele erori de întâlnire în sala de curs, din acele întârzieri, din toată mobilitatea aia dinăuntru și din jurul universității. Noi având școala în centru, nu știu, sunt, eu cel puțin sunt dependentă de atmosfera aia dintre universitate și arhitectură și care cred că e parte din viața de, și de student și de profesor. Și am simțit că cumva, dincolo de transmiterea asta de informații, care, repet, a funcționat și încă destul de bine, ceva s-a pierdut. E imposibil să transferi în Zoom toată acea anvergură de socializare, practic, care se întâmplă numai live. E cumva irecuperabil și mă gândesc cumva cu tristețe la studenți. Mă gândesc și mai cu groază, că n-am fost să văd cum arată campusul Politehnicii, campusurile care, cum să spun, aveau toată viața foc, se sprijină pe acea mobilitate între facultăți și că mine și așa mai departe. Și în jurul universității am fost și am văzut că e foarte trist fără această mișcare și, din păcate, da, mi se pare că e ceva pierdut, dar să sperăm că vom recupera. Asta e ce putem să sperăm pe viitor. Formula online va merge o perioadă, dar cred că ea va trebui combinată. Iar ponderea asta, nu știu dacă o poate cineva stabili cu siguranță, pentru că depinde de profile. La noi, în arhitectură, cu siguranță va trebui să revenim la întâlnirile față în față și la desenul pe planșetă și la machete și la workshop-urile care însemnau cunoașterea terenului pe care vrei să edifici ceva și să-l analizezi. Adică lucrurile astea nu pot să treacă complet virtual. Credeți că noile restricții vor afecta pe termen mediu și lung piața cărții? Cu siguranță o afectează deja. Din câte s-a spus, n-am spus-o eu, s-a observat deja că și în piețe mult mai mature toate aceste restricții au dus la un fel de colaps economic vorbind. Din păcate, probabil că nu se pot face minuni. Ochii se îndreaptă către ajutoare, către stat, care ar trebui să susțină acest sector, fără dar și poate. Dar va fi probabil o perioadă mai grea, cel puțin așa, eu așa cred. Cum de altfel, cred că va fi greu pentru mai multe sectoare, nu numai pentru piața cărții. Cred că prezența în virtual va fi importantă. Ponderea asta între ce rămâne pe hârtie și ce rămâne și ce trece în online va trebui să fie restudiată, practic, cu statistici, cu studiul acesta al profilurilor consumatorilor și ce se întâmplă, practic, în procesul acesta de producție. Și cred că și piața de carte, ca toate celelalte piețe, poate fi cumva educată și stimulată, iar mediul online poate să ofere șansa asta. Deocamdată cred că e un pic haos, așa. E cumva multă gălăgie pe net, nu numai din partea editurilor, dar din partea tuturor actorilor din piața de carte, dar și va mai trece timp până să existe cumva oarecare ordine, să te poți orienta din perspectiva consumatorului, a cititorului mai bine în această piață. Deocamdată e destul de greu și derutant, așa. Ați debutat în 1999 printr-un concurs de manuscrise la Cartea Românească cu volumul de poeme Bumerang. Cât a contat un astfel de debut? Ați crezut că toate ușile editoriale se vor deschide după? Da, am debutat destul de târziu, aveam deja 30 de ani când am debutat și am făcut-o, deși volumul era gata cu mult timp înainte, cel puțin 3-4 ani înainte de 1999.
Sigur că am sperat mai mult, dar pe de altă parte a fost și o ocazie, cum acum se întâlnesc mai rar. Un concurs anunțat, cred că România Literară a fost anunțat concursul deschis tuturor. Am sperat, evident, că fiind cartea românească, la momentul acela, cea mai importantă editură și de poezie destul de dintre puținele la vremea respectivă, am sperat că va fi mai vizibil volumul meu și mai prezent, mă rog, că va fi măcar citit, nu neapărat de publicul larg, cât de cei avizați. Nu doar că nu mi s-au deschis uși editoriale, dar cu următorul volum de poezie am mai așteptat încă vreo 6 ani, da, încă 6 ani, până în 2005, când m-am hotărât să-l public în regie proprie, la editura Vine. Ce să zic, a fost și pentru mine aceea o perioadă grea. Iar știu că anul 99-2000, perioada în care am făcut multe lucruri, multe schimbări în viață, inclusiv cu locuința, cu jobul, m-am înscris la doctorat, primul copil, deci lucruri care își lasă amprenta și asupra acțiunilor din zona scrisului, dacă nu chiar și asupra scrisului în sine, cu siguranță și asupra scrisului în sine. Oricum, debutul consider că nu ți asigură mare lucru, adică chiar și dacă ar fi fost mai bine primit, cred că nu e decât așa un reper biografic nu foarte important, pentru că eu simt că debutez în fiecare zi și la fiecare volum am simțit că am mai debutat odată. Chiar la cel din 2016, Spații Intermediare, pentru că fusese după o perioadă destul de lungă așa și de iarăși multe transformări în viața mea, am simțit că este cu adevărat un al doilea debut. Dar sigur că debutul și promovarea cărții trebuie să se completeze cu toată acea activitate de prezență în mediul social al lumii literare, pe care eu nu l-am făcut. Am fost cam în răspăr așa față de trendul general al lumii literare, care pentru a te valida trebuie mai întâi să te știe, să fii prezent undeva în evenimente, în boema, premii, să cultivi relații și prietenii utile, sigur. Deci nu am făcut lucrul ăsta și acum, ce să zic, n-aș recomanda nimănui să facă cum am făcut eu, adică să ignore acest aspect, dar acum, cu atât mai mult cu cât mediul virtual este locul în care astfel de promovări sunt necesare pentru ca o carte să ajungă la cititorii de care are nevoie. Ce sfaturi ați avea pentru un debutant? Acum ce că... sfaturi? Da. În primul rând să publice în momentul în care e cristalizată cumva viziunea lui, nu doar pe un moment foarte restrâns în timp, așa, adică să publice în momentul în care simte că a parcurs o perioadă de acumulări. Debuturile foarte grăbite, cred că, chiar dacă pot fi de succes la un moment dat, cred că pentru cineva foarte tânăr, mă gândesc până în 30 de ani, pot fi un fel de capcană în care nicăieri după aceea e foarte greu să mai scap. Da, nu sunt expert în chestia asta, n-aș putea să zic, însă văd destul de multe voci și așa din ultimii, să zic, 10 ani, voci de tineri care au avut mare explozie la început, cumva ca în muzică, așa, a scos o piesă la început, toată lumea inovații, după care vocea a dispărut cu totul. Și cumva păcat. Acum, probabil că e greu să găsesc echilibrul ăsta între supralicitare și justa măsură. Uneori am văzut și critici care s-au inflamat la un volum, din punct perspectiva mea, disproporționat, dar
cumva validându-i, dar și supralicitând. Ai a dovedit cumva că nu s-a confirmat entuziasmul criticilor. Dar, mă rog, sunt cazuri și cazuri. Acum, pentru poezie, oricum, vârsta tinereții este cea mai potrivită, așa că nu, nici nu trebuie pierdută ocazia de a ieși în lume. Sunt mulți tineri care, și printre culmea, ca și printre studenții arhitecți, sunt mulți tineri care scriu, mulți studenți de-ai mei scriu și proză și poezie, dar fiind și în zona asta neliterară, nu au curaj să iasă cumva în lume cu ceea ce scriu ei. De asta mă bucur atunci când o fac, mă bucur atunci când și din alte zone non-literare ajung să se afirme în literatură, în proză, în poezie. De asta m-am bucurat de Tudor Ganea când l-am văzut, mai devreme Mihai Luțescu. În fine, mai sunt autori care, venind dinspre arhitectură, au dovedit că au ceva de spus. Aș vrea să trec puțin în revistă volumele scrise, cele două de la Vina, Destul Umbre în 2005 și Clona în 2009, Fați intermediare la editura Dracu Sarte în 2016. Și cu toate acestea, aș vrea să vă întreb, pentru că nu v-am regăsit pe multe liste de lecturi festivaliere, să fie vorba de acea retragere a dumneavoastră, de discreție sau totuși de altceva? Da, în parte am răspuns la întrebarea asta mai devreme, pentru că, da, nu e vorba de o discreție impusă sau care vine neapărat din felul meu de a fi. Este și asta, într-o oarecare măsură, dar e cumva și, cred, rezultatul unui mediu care este cumva nefavorabil unui tip de personalitate așa cum sunt eu. Adică, cred că nu sunt singura care a resimțit faptul acesta, că dacă nu ești în nicio gașcă, dacă nu te invită nimeni la un festival, dacă editurile nu se ocupă decât de lansarea de la târg și atât, dacă nu sunt concursuri deschise decât celor până în 35 de ani, mai târziu deja prea mai contează. Așa, deci, dacă se resimt aceste, practic, disfuncționalități în mediu, înseamnă că nu e vorba doar numai de firea mea, de retragerea mea inițial sociofobă. Mi-aș dori așa pentru mine, pentru cei care vin din urmă, să se regleze lucrurile astea, să existe un mediu mai transparent, mai concurențial, mai onest în raport cu valoarea, să existe critici de întâmpinare, profesioniști și care să urmărească fenomenul pe un parcurs de ani, un an, doi și după aceea. Adică lucruri care cred că într-adevăr țin de o maturitate și a pieței și a societății în general. Nu cred că pandemia va schimba și va regla toate aceste disfuncționalități care există de ani buni în mediul acesta, dar poate că a fost un moment când s-au văzut mai bine, nu știu. În 2017 ați debutat în proză cu o povestire apărută în revista Iocani. Să înțelegem că pariați și pe proză scurtă sau e mult mai veche apropierea aceasta? Da, culmea e că în ultima vreme m-am ocupat destul de mult de proză. Chiar pandemia m-a prins înscrisă la un atelier, aproape că credeam că nu o să am timp de el. Ad literam online, atelierul ținut de Florin Iaru, care s-a desfășurat începând din debutul lui martie și un număr de săptămâni, nu mai știu, 6-7 săptămâni, parcă urmat apoi de atelierul de croitorie la care m-am înscris și la el. Și de prin 2016 acord mai multă importanță prozei, pentru că eu cu proza am cochetat tot timpul, adică e la fel de veche ca și poezia, uneori scriam în paralel poezie și povestiri și
unele se trăgeau din celelalte, dar nu știu de ce, povestirile au rămas tot timpul în urmă, nefinalizate, adică știu de ce, în primul rând din cauza timpului, pentru că necesită un timp mai îndelungat pentru rafinare și pentru a le pregăti de publicare. Eu însă le-am categorisit drept încercări și am zis mereu că voi reveni asupra lor, cumva și pentru faptul că la un moment dat păreau să se lege într-un roman, dar pe care iarăși n-am avut forța sau, mă rog, mi se părea un orizont mult prea ambițios. Să reiau, dicipat începând cu 2016 la atelierul de scriere creativă și mi se pare că e un gen puternic, puternic pentru piața cărții, adică un gen care trebuie să recupereze mult și să fie mai prezent decât a început deja să fie oricum. Iar mie cred că mi se potrivește, numai că am restanțe aici, trebuie să insist în finalizarea ceea ce am început. Da, lucrez la un volum de povestiri scurte. Mulțumim foarte mult și vă dorim mult, mult succes și abia așteptăm să citim povestirile scurte. Și vă mulțumim foarte mult că ați fost astăzi alături de noi. Ne auzim cu bine la Zoom pentru Cultura Română. Mulțumesc foarte mult!